Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt pentru țara aceasta. Pentru că conducătorii acestei țări s-au fălit și s-au înălțat în inima lor, zice Domnul. Am hotărât ca să mai clatin încă o dată țara aceasta, zice Duhul Sfânt. Și clătinarea pe care eu, Domnul, voi face, cel puțin două orașe mari, zice Domnul, și localitățile din jurul lor vor fi afectate, zice Duhul Sfânt. Megore brados tume naglatia venis. Oamenii care nu mă cunosc vor înțelege, căci deasupra tuturor lucrurilor din lumea aceasta există o putere, zice Domnul. Există Dumnezeu. Maloghe lados tume naglatia venis. Dar pentru că ți-am promis, poporule, căci voi mai ocroti partea aceasta de țară, bucură-te de lucrul acesta, căci îl voi face. Sanono coloberado stumena haotu. Datoria ta va fi următoare, zice Domnul. Cheamă-mă cu stăruință, ca înainte să se întâmple lucrul acesta, eu, Domnul, să înștiințez pe cei pe care i-am ales și să nu se piardă niciunul, zice Domnul. Căci dacă mă vei chema, voi face deosebirea și nu voi îngădui vreun sfânt, vreun copil pe care eu l-am ales să-și piardă viața, zice Domnul. Iată, acesta îți va fi semnul, dacă tu mă vei chema, te vigas mano dobiat, voi ocroti pe cei neprihăniți. Amin.